Sărbătoarea zămislirii Domnului, iar în calendarul popular, Buna Vestire este cunoscută sub denumirea de Blagoveștenie sau Ziua Cucului. Buna Vestire este o sărbătoare creștină care se celebrează pe data de 25 martie a fiecărui an, în amintirea momentului anunțării Fecioarei Maria de către Arhanghelul Gabriel că va concepe și va deveni mama lui Isus din Nazaret. Tradiția spune că în această zi aducătoare de veste minunată, oamenii nu au voie să se certe, fiind mare păcat. Străbunii credeau că cine se ceartă în această zi va avea necazuri tot anul. De Buna Vestire este dezlegare la pește, iar tradiția spune că acela care gustă pește în această sărbătoare se va simți tot anul precum peștele în apă. Străbunii credeau că pescarii nu au voie de Buna Vestire să arunce mămăligă în apă pentru că mor peștii. Ziua de Buna Vestire este cunoscută și ca Ziua Cucului, deoarece cucul începe să cânte și astfel anunță sosirea efectivă a primăverii. De asemenea, în anumite părți, oamenii numără de câte ori a cântat cucul pentru a ști câți ani va mai trăi. Totodată, în această zi este bine să se pună pe pragul casei pâine și sare pentru hrana îngerilor.